Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face un iaurt vegetal, vegan, din cocos de data aceasta, la care am adăugat și puțin lapte praf de soia, dar dacă nu folosiți soia, puteți adăuga un alt lapte praf vegetal, de preferat să fie integral, pentru că este mai sănătos. Așa arată iaurtul, este un iaurt de cocos și mai am încă două rețete de iaurt pe acest canal pe care o să vi le las sus în dreapta și jos în descriere rețetele. Ingredientele pe care le-am folosit la fel le veți găsi în descriere și le voi aminti și acum, nu sunt foarte multe. Într-o oală pe foc mediu vom pune un litru de lapte de cocos. Eu am folosit un lapte mai gros, o să vă las sus în dreapta și jos în descriere o rețetă de lapte de cocos făcut în casă. În 200 de ml de apă am adăugat 4 linguri de lapte praf vegetal integral, din acela integral care nu conține zahăr, nu conține nimic altceva decât lapte. Am pus acest lapte cu apa peste laptele de cocos din oală și am lăsat să ajungă la temperatura de 80 de grade, deci nu trebuie să atingă punctul de fierbere sau, de fapt, nu trebuie să ajungă până la punctul de fierbere, trebuie să ajungă doar până la 80 de grade. Dacă nu avem un termometru de bucătărie, ne uităm la lapte, să vedem că începe să facă așa niște, pe margine, începe să facă bule. Atunci oprim focul și îl transferăm într-un bol. Eu l-am pus într-un vas din acesta, am pus și un vas de metal dedesubt ca să previn spargerea vasului de sticlă. Vasul de sticlă este cu cioc pentru ca apoi să pot turna mai ușor iaurtul în borcane și lăsăm la temperatura camerei până ajunge la 40 de grade. La fel, dacă nu avem un termometru de bucătărie ca să măsurăm temperatura laptelui, vom introduce degetul și dacă ținem câteva secunde și nu ne frige, atunci laptele este bun pentru a pune în el iaurtul. Am folosit 2-3 linguri de iaurt vegetal făcut în casă dintr-un iaurt anterior. Eu tot timpul păstrez din iaurtul făcut înainte pentru acest iaurt. Dacă nu, o să vă las sus în dreapta și jos în descriere, la fel, un iaurt făcut cu ferment natural în casă, de la care să plecați să faceți acest iaurt. Și punem iaurtul în borcane. Eu am folosit borcanele de la aparatul de iaurt, pentru că acum este mai frig și folosesc acest aparat. Dar dacă nu aveți un aparat de iaurt, nu este nicio problemă. Puteți pune în cuptor cu becul aprins acest iaurt învelit în prosoape de bucătărie ca să stea la căldură, iar vara la fel se poate lăsa la temperatura camerei. Eu vara nu folosesc aparat de iaurt, deci las la temperatura camerei pentru că este foarte cald aici unde locuiesc eu și las în prosoape de bucătărie la temperatura camerei învelit pentru 8-10 ore, 12 ore chiar, îl lăsăm peste noapte, iar apoi îl putem păstra la frigider pentru 3-4 zile și putem păstra din acest iaurt pentru iaurtul următor. Acest iaurt îl putem folosi în rețetele noastre de post, în aluaturi, ca înlocuitor de ou și putem să-l consumăm chiar și așa cum este. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!